Urcăm pe ultima bucată către Moldoveanu. Salutare, fraților! Astăzi o să facem ceva fără bicicletă. Și anume o să urcăm pe vârful Moldoveanu, care e undeva pe acolo. Este deja în jur de ora 6:30. E un loc unde voiam de mult să ajung, așa că a venit și acest moment. Am dormit exact aici la stâna lui Burnei. Am pus cortul lângă această stână. Văd că vremea se prezintă deocamdată nemaipomenit. Deja s-a norat puțin, însă mai mult ca sigur o să se lumineze. Suntem puțin pe grabă, pentru că în jurul orei 2 s-au anunțat niște ploi și cu descărcări electrice. De aceea căutam să facem traseul cât mai repede. Cam așa arată stâna în anul 2022. Încă de la începutul turei, traseul este relativ dificil. Se urcă chiar abrupt, aș zice. Bine, nu se compare cu ce avem în față, însă mă resimt. Poteca e îngustă. Pe de-o parte și pe de-alta aceste poteci văd că avem multe urzici. Înseamnă că e bine să avem niște pantaloni lungi atunci când vrei să parcurgi această tură. Bă, că trebuie să urmăm traseul marcat cu triunghiul roșu. Astăzi facem această tură cu Cătălin și cu Jean. Hai că începe să devină din ce în ce mai dificilă. Însă la un moment dat o să urcăm aproape vertical. Ia uitați, deja se vede o frumoasă cascadă în stânga și coboară tot mai sus de pe munte. Avem prima trecere prin acest râu. Ia uitați cum urcă, dar și cum coboară către stâna lui Burnei. Aici e ca și cum ai juca șotronul. Trebuie să cași pe pietrele astea. Pentru un neumblat pe cărări de munte la picior, așa cum sunt eu, pot să vă spun că urcarea este foarte agresivă și foarte obositoare încă de la început. Însă mergem destul de încet, mai facem și pauze și dăm tot înainte. Vezi ce râmă subțire? Sau nu știu ce n-ai bine? Și că e o oață. Cam așa arată niște oameni rupți la început, după 3% din traseu. Dar continuăm. Deja avem cascada foarte aproape. Se vede foarte frumos de aici. Și undeva în zare de tot sunt mașinile și stâna lui Burnei, de unde am și pornit. Ce avem noi aici? Iată că era un punct unde puteam să ajungem și mai aproape de cascadă. Foarte, foarte tare. E super, n-am ce zice. Avem zăpadă la sfârșitul lunii iulie. După ce am urcat în jur de 450 de metri și am mers mai bine de un kilometru de la stâna lui Burnei, iată în față vârful Moldoveanu, aproape ca distanță, însă o să avem mult de mers până acolo. Iar Cătălin, poți să ne spui în dreapta ce vârfuri mai avem? Acolo este vârful Viștea, 2535 dacă nu mă înșel. Sunt stânga vârful Moldoveanu, 2544. Cel mai înalt vârf din țară. Acoperișul României. Așteaptă! N-a mers nici bine, vreo 200 de metri și iată că am ajuns în căldarea de la Valea Rea. Aici văd că râul este mult mai lat, mai calm, sunt pietre mai mici. Și pe aici putem să zicem că este o zonă ciclabilă. Poți merge cu bicicleta după ce ai călat-o în spate 2 km. E super, n-am ce zice aici. Porțiunea asta de căldare pot să zic că e o porțiune de relax. Avem timp să ne odihnim puțin. Și o să vină în curând urcarea cea mai abruptă către vârf.
pentru că este și un adăpost al ciobanilor, pentru că am și văzut o turnă pe unul din versanți. Priviți-l aici și pe domnul Măgăruș, care ajută la transportul bagajelor aduse de ciobani. Avem unul în dreapta și încă 3, chiar 4, aici în stânga, chiar 5. Văd că e unul care doarme. Servesc prânzul. Bine, probabil că la ei prânzul, servirea prânzului durează toată ziua. Aceștia sunt neașteptat de blânzi. Chiar s-a mai apropiat unul dintre ei. La baza ultimei urcări foarte abrupte și foarte lungi avem, zice Cătălin, lacul Iezerul Triunghiular. Urcăm de 3 ore jumate și am ajuns la aceste indicatoare. Pot să vă spun că vara s-a transformat în iarnă, chiar foarte brusc. În stânga avem săgeată către vârful Moldoveanu și estimează un timp de mers de 1,5 ore. Deci mai avem mult de tot de mers. Până acum pot să vă spun că a fost apă de ploaie urcarea. Priviți ce ne așteaptă. Urcarea prin stâncile care sunt foarte ascuțite. Practic va fi o porțiune de cățărare aici. Hai că am urcat vreo 20-25 de minute prin pietroaile alea. Urcare efectiv ca pe scări. Și am ajuns pe porțiunea asta, puțin mai plată. Să vedem cât o să țină și asta. Numere de Viștea Mare și altitudinea de 2500. Am trecut la hainele de iarnă, acum mergem efectiv pe creastă între Viștea și Moldoveanu. Cam ăsta e traseul care ne așteaptă. Atât în stânga cât și în dreapta avem versanții acestui munte. E superbă bucata asta. Doar pot să-mi imaginez cum s-ar fi văzut dacă era senin. Cred că era incredibil. Și greu de crezut, dar la cât de tare bătea vântul până acum, uitați-vă și voi, aproape că de-abia adie, foarte ușor. Cât de repede se poate schimba vremea pe munte, ca să vedeți și voi. Și acum o coborâre foarte abruptă și bănuiesc că asta este ultima urcare către vârful Moldoveanu. Cam așa se vede de aici. Aproape nimic. Salut! O porțiune mică cu lanțuri. Sunt foarte utile aceste lanțuri. Fără ele, aproape că ai merge de-a bușile. Aici capra neagră sunt numele de Cătălin. N-are nicio treabă. Acum Jean, șeful munților. Și acum eu, primul meu traseu pe munte adevărat. La care a fost cum a fost, acum să vedem la coborâre. Bine, mai avem puțin până în vârf. Uitați ce flori, superbe! Hai că văd și eu în viața mea cum arată un horn. Deci ăsta e. E ciclabil integral, Silviule! Venim aici și-i dăm. De aici se văd și lanțurile mai bine. Iar de aici o porțiune dificilă unde pe prima parte nu avem lanțuri. Dar unde este Cătălin, văd că deja se poate ține de ele. Aici tot așa niște flori galbene. Uitați aici un al horn. Deci efectiv e o cărare așa printre stâncile astea. Bineînțeles nu de mers pe ea. Traseul nostru e pe aici prin față. Se vede și marcajul punct roșu. Avem aici pe băieți selfie-uri, tot ce trebuie. Gând la mici, la fricturele. Genel în spate. Ușor, ușor. Ușor că e drum lung până jos. Tot spre vârf, tot spre vârf. Poteca e mai lată decât mă așteptam. Acum să vedem ultima bucată cum se prezintă. Cam așa arată și în față, pe unde urc acum. Urcăm pe ultima bucată către Moldoveanu. Bucată neașteptat de ușoară. Ne așteaptă aici deja Cătălin și Jean.
vârful moldoveanu, zis și acoperișul României. Felicitări! Felicitări tuturor participanților la această tură. 2544 de metri. Plăcuța de pe vârf, cu floarea de colț în mijloc, cu toate că n-am văzut pe traseu. Vântul s-a oprit. 2, chiar 3, chiar 4 steaguri ale României. Aici este și o cruce. Aici țigărica, au venit băieții până în vârf, au lăsat gunoi. Aici se află un jurnal unde poți să scrii câte ceva pentru ceilalți. Cam așa arată jurnalul. Aici mai sunt chestii. Canada. Canada! Deci au fost pe aici canadienii. A, cred că asta iar răsfășir puțin, Cătălin, să vedem cum arată. Asta cred că e cel vechi, nu știu. Ia vezi, care e prima? 2022. Cred că asta s-a umplut. Iar acesta este jurnalul nou. Văd că mai mult 2022 sunt semnate ambele. Probabil că îl schimbă, anual. Vine atât de multe lume aici, încât se umple chiar repede. Acum că am ajuns la vârful moldoveanu, o să trecem mai departe, o să facem un traseu de tip circuit și ne vom îndrepta către lacul Galbena. Adică vom lua exact în față, nu ne vom întoarce absolut deloc. Tot așa vom merge o porțiune pe creastă, până probabil o să ajungem undeva la pădure. Încep să-mi dau seama ce peisaje am pierdut. Și zic asta pentru că în față s-a luminat deja puțin și se vede o vale superbă, exact așa prin fereastra asta de nori. Puțină coborâre și apoi o urcare gravă, gravă, gravă. În dreapta avem parte de priveliște. Ba s-a norat, ba iar s-a luminat. Foarte schimbătoare vremea pe vârf. Avem parte și de un fenomen foarte interesant. În stânga, după cum vedeți, avem numai nori. Iar în dreapta este mult mai degajat, iar noi vom merge exact la granița dintre cele două. După ce trecem prin această șa și imediat ce începem să și urcăm, putem să observăm mai bine cât de abruptă este această pantă. Iar drumul arată cam așa, pot să zic că este un drum chiar bun, ținând cont că mergem pe crestele munților. Hai că am urcat până la vârful Galbena de ne-a ieșit pe urechi. Am ajuns la o porțiune semi-plată. Suntem pe marcajul Triunghi Albastru. Văd că această creastă a fost din nou înghițită de nori. Am ajuns la o altă bornă, cruce albastră. Și cu asta am mai cucerit un nou vârf, vârful Galbena, aflat la 2419 metri. De data asta avem Marea de Nori în dreapta, iar în stânga este ceva mai degajat. Avem un alt lac în față. În prima fază am crezut că este lacul Galbena, însă acela este mai în față și este mai mare decât acesta. Și tot așa, cel puțin din unghiul ăsta, pare că are formă de triunghi. Și am ajuns la probabil cea mai bună bucată de pe traseul ăsta. Deci efectiv e cam palmă. Poți să mergi cu bicicleta foarte lejer pe aici. Atât în față, cât și în spate. Însă am îndoieli că această bucată are o lungime foarte mare. Rămâne să vedem în curând. Puțin mai în fața vedem acest indicator, unde trebuie să o luăm în stânga, urmăm crucea albastră. Și deja se vede lacul Galbena, foarte, foarte tare. În stânga lacului Galbena mai avem încă două lacuri. Iar în stânga de tot este lacul tot așa de formă triunghiulară, pe care l-am văzut și mai devreme. Deja drumul de vis a terminat și începe încet, încet să se strice din ce în ce mai mult. În față avem și o turmă de oi cu câinii aferenți, însă nu ne facem prea mari griji. Noi avem biciclete și mai ales că și ciobanii sunt cu acele oi, nu vor fi așa mari probleme, cel puțin așa mă aștept. Iată că am ajuns într-un loc unde se vede mult mai bine lacul Galbena. Exact lângă traseul marcat, ne întâmpină efectiv o turmă de câini. Adică așa pe numărat rapid vă vreo 10. Turma de oi a luat undeva în dreapta și nu știu cum naiba de câini au rămas aici. Și par a fi înfometați. Am găsit și mioarele. Stau aici, pază liniștite.
Aia ușor așa. Iar traseul nostru pe unde o ia? Pe aici, prin stânga, exact în direcția câinilor. Deja ne-am și întâmpinat. Ciobanul a zis că nu fac nimic, sunt niște câini blânzi. Uitați-vă și voi. Pufoși cu minți. Doar mușcă atâta tot, nu fac nimic. Lăsăm câinii în spate. Sperăm să nu vină mai mult de atât. E de înțeles pentru că este turma aici foarte aproape de noi. Și probabil că încearcă să-și apere turma. Am ajuns foarte aproape de lacul Galbena. Arată foarte tare de aici de aproape. Ne apropiem și mai mult de lac. Este o apă foarte limpede. Dacă n-ar bătea vântul deloc, cel mai probabil ar oglindi perfect muntele din față. Cât de tare poate să fie zona asta? De din acest lac, practic, se formează așa un râu care coboară pe una din văi. Foarte, foarte tare zona. Aici traversăm pe aceste pietre. Mai venim. Și începem să lăsăm lacul Galbena în spate. Minunat lac. Ne-am văzut din nou câinii, alergă spre noi. Dar bănuiesc că sunt de totuși destul de departe de ei să se apropie mai mult de atât. Cu toate că încă văd că fug. Frumoase trasele turistice din România, nu? Ni la oi! Ce sferiatrie, uite-te la ei! Ia ciubania, bă, ăsta-i bun! V-a plăcut, tovarăș? Prietene, nu face ca am un job! Aer curat! Da, stau calma, băieți, ia uitați! Mielușii! Am mai mers câteva sute de metri și am ajuns la un alt lac spectaculos. Ăsta are așa un fel de mlaștină în față. Sau tău, cum mi se zice. Fenomenală și bucata asta. Mine mi se par fenomenale bucățile astea, că practic noi nu prea am văzut mare lucru la urcare. Probabil că și acolo rămâneam cu gura căscată. Dar întotdeauna un lac de acest gen pe munte nu are cum să nu te impresioneze. Mergem frumos, cu lacul în stânga. Câinii încă latră. Dar doar așa se facă de treabă. Iar în spate se văd niște minunate creste. Acum văd că mergem de-a lungul unui fir de apă. În stânga avem și o cascadă. Așa da, să mergi cu peisajul ăsta. E o plăcere. Cu toate că n-am văzut mare lucru în vârf, totuși e foarte plăcut să mergi, pentru că e o temperatură numai bună. Bănesc că e undeva la 24 de grade, poate un pic mai răcoare. Și nu bate soarele deloc. Deci chiar sunt condițiile perfecte de mers pe jos acum. După ce am coborât pe această potecă, avem primul indicator către Valea Rea, în față. Și exact în stânga, acolo unde e Cătălin, este cascada din apropierea stânei Lupurnei.
Cât de cru sunt șnepenii ăștia. Verde, verde, aprins. Arată-ne, Cătălin, pe unde am urcat? De unde se termină pădurea, am luat-o în stânga, pentru copăcie, văduleție. Și am luat-o tot în sus, unde se vede că e vertical, șerpuiește. Și am făcut stânga în căldare, se vede acolo și cascada pe unde am trecut. Și încolo este căldarea. Dar are dreptate, Cătălin, dacă te-ai uitat de aici, pot să jur că e o urcare verticală. Însă la fața locului nu e chiar așa. Aici un alt indicator, către vârful Moldoveanul, prin vârful Galbena, pe unde am venit noi. Estimează-i 3 ore de mers. Și către Valea Rea, destinația noastră finală, o oră și jumătate. Tu, Jean, hai să spui ceva pentru publicul tău? Pentru fanii tăi? Lejer. Da, e o doră lejeră, nu? Frumos. Este foarte bine lejer, nu mai venim niciodată. Păi, ce să mai vin, gata. Dacă până acum am coborât relativ lejer, zic eu, ținând cont că e cel mai înalt punct din România, deci coborârea asta este criminală. E foarte abruptă și pietre care se mișcă la tot pasul. Iată că încet, încet, intrăm și în pădure, o pădure de brad. Deja prin zona asta e junglă, ce să mai... Tot așa foarte abrupt. Ai parte pe traseu de coborâre mai mult de trepte și de coborâri abrupte. Și au făcut apariția și ferigile. Și imediat după acele ferigi avem porțiunea asta mai uscată, unde sunt multe pietre. Poate că asta pot să vă spun că ați vint-o în continuare așa. Am mers mai mult prin pădure și foarte abrupt. Și după 10-11 ore ajungem la punctul de finish. Am mers în jur de 12 km. Într-adevăr este o tură dificilă pentru cei care nu merg pe munte. Dar odată în viață merge. Ție, Cătălin, nu ți s-a părut cine știe ce, nu? Că tu mergi mult mai des. A fost o tură destul de lejeră, pe care oricum am făcut-o într-un timp mai lung. Adică am tot stat la relaxare. Și tocmai de asta am făcut atât de mult timp. Altfel, cred că făceam undeva la 8 ore, în loc de 10. Acum chiar sunt curios să-mi spuneți și voi, care ați fost pe la vârful Moldoveanul și cum vi s-a părut traseul. Deci, ca să fiu mai exact, noi am urcat prin Valea Rea, pe la stâna lui Bornei. Am ajuns în căldare, pe la lacul Triunghi. Am urcat pe la Viștea Mare și apoi către vârful Moldoveanul. Și am ținut-o tot în față de la vârful Moldoveanul, către vârful Galbena și respectiv lacul Galbena. Și ne-am întors tot așa în Valea Rea, făcând un circuit. Am înțeles de la Cătălin că asta ar fi o versiune mai ușoară a acestui traseu. Sunt și alte variante mult mai dificile. E bine de știut pentru cei care vor să facă acest traseu, însă e bine să fii pregătit, măcar puțin fizic, adică dacă chiar nu faci niciun fel de mișcare deloc cu bicicleta sau eu știu, ar fi chiar o mare prostie să te aventurezi pe aici. Însă m-ai întrebat și voi, în caz că vreți să faceți pentru prima dată acest traseu, dar cu siguranță o să vă placă. Până la urmă am prins și câteva ferestre fără nori, să putem să admirăm peisajele din jur. La vârful Moldoveanu e puțin ca loterie, poți să ai noroc să prinzi frumos senin sau ghinion, cum am avut noi astăzi, adică să nu vezi decât la câțiva metri în fața ta. Așa că, fraților, rămâne să ne vedem data viitoare, cel mai probabil cu bicicleta, și să vedem pe unde mai mergem. Salutare! Ia zi-vă, Jean! Ce faci? Ce faci, somn? Ai dormit, a? Bun, am tras un pui de somn, am socializat cu lume. Cam slăbuț așa. Nu mai puteam, mă durau genunchi, am dat la vale. Am stat un pic, am fluierat după voi. Și te-ai dus. Și pe aia m-am dus, că... Auzi, m-a dus să pun repede ăsta. Și de ce? Câtă baftă am avut! A început acum o ploaie gravă de tot. Cu găleata, nu altceva. Deci am venit la fix. Nu știu, am ajuns la mașină și cred că n-am stat 10-15 minute aici și a început ploaia asta. Asta a dat noroc.